Primăria Râmnicului a semnat un nou contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea continuării lucrărilor la cele 120 de locuințe sociale din zona Ostroveni Sud. Tranșa primită în urma semnării acestui contract este de 5 milioane de lei, valoarea totală a investiției fiind de 30 de milioane. Suma a fost primită în baza unui grafic de plăți pe o contractare care datează încă din 2018 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Anul trecut, de exemplu, s-a primit și s-a consumat suma de 9,8 milioane de lei, iar acum, printr-un nou contract de finanțare, aceasta este procedura, au mai fost acordați încă 5 milioane de lei. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 30 de milioane de lei, iar termenul de finalizare este la începutul anului 2023, în funcție și de aceste alocări de la bugetul central prin intermediul ministerului. În prezent, la primărie sunt înregistrate peste 530 de solicitări pentru astfel de locuințe sociale. La nivelul primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, la acest moment sunt înregistrate peste 530 de cereri eligibile pentru locuințe sociale, fără îndoială că este o nevoie în continuare de astfel de unități locative, tocmai de aceea și eforturile municipalității de a găsi surse de finanțare disponibile, iată acum este vorba de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru construirea de astfel de locuințe, astfel încât cei care ar trebui să beneficieze de ele să intre cât mai repede în posesia lor, iar numărul beneficiarilor potențial se reducă. Până în momentul de față s-au realizat radierele generale, pereți la demisol, cofrarea planșeului peste demisol sau ridicarea stâlpilor la parter, lucrările fiind în grafic până la termenul limită, luna februarie 2023.